de realitatea spațiului fizic cu care ne-am obișnuit, dincolo de toate doctrinele religioase în care suntem obișnuiți să credem în mod tradițional, mai există o realitate de care omul cufundat în mrejele spațiului fizic a cam uitat și de care îi se mai amintește din când în când printr-un vis ce îi lasă uneori un sentiment ciudat de deja vu. Toate persoanele care fie s-au întors din moarte clinică sau au pătruns conștient în afara lumii fizice, al spațiului în care noi ne manifestăm, sau mai bine spus, în zona astrală a spațiului fizic, fie și-au dezvoltat capacitățile conștiinței prin diferite practici spirituale pentru a se lămuri singuri de adevărata lor esență spirituală, toți aceștia au formulat afirmații care coincid în multe aspecte, permițându-ne să creionăm o schiță a realității vieții de dincolo, de așa numită moarte a corpului fizic, dar și de aspectele condițiilor de viață din acest plan. Aceste afirmații și descrieri ce coincid unele cu altele ne amintesc de unele relatări din cărțile sfinte din aproape toate religiile lumii. Fie că vorbim de cele două testamente creștine, de Coranul musulman, Upanishadele hinduse sau Cartea tibetană a morților și nu numai acestea, toate exprimă ideea de continuare a vieții dincolo de pragul morții fizice pentru toate ființele celor patru reguri de dezvoltare a acestei luni: mineral, vegetal, animal și uman. Diferența majoră dintre descrierile oamenilor contemporani ce aduc informații din lumea de dincolo și unele scrieri sfinte ce au alcătuit bazele fundamentale ale celor mai răspândite religii este că ființa umană este capabilă prin natura sa să pătrundă individual conștientă în acest vast univers al spațiului, reușind singură să se convingă de realitatea existenței sale, înlăturând credința în descrierile altora. Cu alte cuvinte, spre deosebire de scrierile sfinte, maestrii contemporani ne învață să ne convingem singuri de adevărata realitate înconjurătoare, dincolo de simțurile corpului fizic, și să ne răspundem singuri la întrebările esențiale ale acestei lumi, ale acestei existențe ce uneori pare incorrectă și nedreaptă, dacă privim prin prisma gândirii limitate a corpului fizic. A fi conștient de tine însuți la câțiva metri de corpul tău fizic rezumă cel mai mare triumf al ființei umane în fața realităților fizice, spunea un maestru spiritual. Iar aceasta este doar o ușă spre un alt univers gata de descoperit. Multe studii științifice au demonstrat că materia fizică este 99% spațiu gol. Moleculele fiecărei substanțe sunt alcătuite din atomi ai căror electroni sunt animați de o anumită energie. Practic, masa fiecărei substanțe fizice este mult mai mult energie decât materie solidă. Alte studii relevă faptul că simțurile corpului fizic disting doar o mică parte a spectrului de unde ce se manifestă în univers, atât în mediul luminos, sonor, cât și în alte spectre de undă străine simțurilor corpului fizic.
toate aceste studii științifice și multe altele relevă faptul că realitatea spațiului fizic de care suntem conștienți și pe care ne-am construit concepții de viață de mii de ani este cumva falsă sau incompletă. Pe de altă parte, studiile făcute de oameni contemporani treziți spiritual ca Arthur E. Powell relevă faptul că ființa umană, ca spirit fără corp, este capabilă de foarte multe capacități indescriptibile cu ajutorul vocabularului și de neînțeles cu mintea fizică, gen zbor instant, multiplicitate, omniprezență, materializarea și dematerializarea formelor gând și multe, multe altele. Cu condiția ce e drept să cunoască aceasta, adică să se trezească din adormire, iar aceasta nu o poate face decât prin întrupare, încarnarea și trăirea unui ciclu de viață în planul terestru. Aici, în planul fizic, cu ajutorul conștiinței corpului fizic, al creierului, realizează prezența sinelui, adică ia notă de existența sa, de prezența propriei existențe. Iar această lecție trebuie înțeleasă și contemplată până dincolo de pragul morții, unde însușită ca ființă umană și apoi ca entitate spirituală, această conștientizare de sine ne conduce către conștientizarea realității spirituale ale acestei lumi, de care nu știam până acum, adică o trezire spirituală și mai apoi către perfecțiune. Doar că această ființă venită la întrupare se confundă lamentabil cu carcasa ei de carne, uitând totodată de adevărata sa natură. Și astfel, împotrivindu-se sensului, viața sa capătă o altă conotație, mai nedreaptă la prima vedere, și încercând să-și facă singur dreptate, omul, adormit spiritual, dă naștere carnei, o serie de acțiuni ce dau naștere unor alte efecte ulterioare pe principiul cauzei și efectului, ce stă la baza unor legi generale a Universului. Aceste karme, odată acționate, trebuie rezolvate sau reechilibrate după principiul balanței. Dar când acestea vor tinde către normalitate, omul adormit va considera din nou nedreptate din partea sorții și va destabiliza echilibrul, încercând să-și facă din nou dreptate. Astfel, are nevoie de mai multe vieți succesive pentru a ieși din această încălceală karmică până în momentul trezirii la realitate. Până când va observa singur cine este cu adevărat și care este scopul său pe această planetă. Apoi, trezindu-se, va trăi în sensul pe care ființa spirituală îl va ghida, detașându-se de orice dorință fizică, de orice neajuns sau nedreptate pe care pare că i s-a făcut. Atunci, se poate spune că omul s-a trezit spiritual. De la această trezire, umanitatea a rămas curgentă de-a lungul miilor de ani. Corpul a evoluat, necesitățile lui au evoluat, iar în locul spiritualizării, omul a evoluat tehnic, acoperindu-și astfel necesitățile.
În tot acest timp, foarte mulți oameni s-au trezit spiritual, indicând vehement spre direcția ce trebuie mers în evoluție, iar acțiunile lor au dat naștere religiilor de azi. Însă omul adormit nu le-a înțeles indicațiile și le-a interpretat în mod egoist, truncind astfel adevărul pentru el însuși și pentru generațiile următoare. Astăzi însă avem posibilitatea să accesăm individual această realitate cu convingerea personală a adevăratei noastre naturi și implicit al sensului vieții de urmat. Întrucât nicio națiune nu a dezvoltat cuvinte, un vocabular ce pot descrie adevărata esență a realității, motivul pentru care existăm, rolul nostru aici, oamenii treziți ai istoriei s-au folosit de exemple din viața de zi cu zi pentru a se putea face înțeleși și s-au exprimat prin pilde. Dar nici astăzi nu este ușor să descrii ceva non-fizic cu ajutorul limbajului format să slujească doar spațiului fizic. În acest sens, mulți maestri și treziți spiritual în încercarea de a exprima esența noastră ca entități spirituale au concis că cel mai bun în acest sens este exemplul ghețarului. Acest corp de gheață plutitor pe suprafața apei, pentru că aproximativ 90% din masa sa este scufundată sub nivelul apei și doar 10% deasupra, se poate asemăna într-un fel cu ființa umană spirituală completă. Considerând întreg icebergul, reprezentând ființa umană, spirituală, completă, cu toate facultățile sale psihice, senzoriale și toate informațiile acumulate de-a lungul vieților întrupate pe pământ, atunci bucata acea mică de gheață de deasupra luciului apei reprezintă fracțiunea de conștiință umană din întregul său potențial al entității spirituale cu care se poate manifesta în planul fizic. Adică conștiința cu care poți spune în fața oglinzii, eu sunt. Așa cum partea cea mică, partea vizibilă a ghețarului nu poate observa întregul său datorită existenței sale într-un alt mediu decât cel din care provine, considerând că este total independent, ignorând atât partea ce o susține deasupra apei, cât și substanța din care face parte, tot așa și omul se consideră pe sine ca fiind doar ceea ce vede în oglindă, independent de oricine și orice. Se confundă lamentabil cu carcasa sa de materie fizică pe care o animă, ignorând toate capacitățile sale extrasenzoriale sau mentale pe care le deține, iar fenomenele ciudate care le trăiește și pe care nu le înțelege, alături de coincidențele și nedreptățile ce îi se ivesc de-a lungul vieții, le pune pe seama sorții și a norocului, fără să caute niciun fel de răspuns la dilemele sale. Toate acestea ne sunt lămurite de semeni contemporani treziți din punct de vedere spiritual din toate colțurile lumii, ca Eckhart Tolle din Anglia, Jack Musin din Australia, Chico Xavier din Brazilia, Dr. Wayne Dyer din America, Omran Mihail Ivanov din Bulgaria, Dan Seracu din România, Dr. Deepak Chopra din India, Guru Mujibaba din Jamaica,
și mulți alții ca ei au observat cu propria lor ființă adevărul suprem, ni-l relatează indicând drumul de urmat, dar ne și invită să observăm noi înșine acestea, fără să le credem cuvintele ca printr-o doctrină religioasă. Aceste adevăruri ne sunt accesibile tuturor celor care doresc să le cunoască și urmează calea trezirii spirituale. Dacă v-am atras atenția până la finele acestui episod și ceva din nouăuntru vostru vă spune că pare a fi logic și adevărat ceea ce ați auzit, înseamnă că ființa voastră adevărată, lăuntrică, supremă, v-a adus subtil acest film în față în speranța trezirii spirituale. Dar mai multe detalii despre evoluția spirituală a ființei umane vom dezbate în episoadele ce vor urma.